Cine a zis că prietenia dintre un bărbat și o femeie nu există? Ea există, ea te sfătuiește, te susține în cele mai complicate momente ale vieții. Astăzi venim să spunem un la mulți ani pentru un prieten adevărat, din partea celei care cu drag își aduce aminte de el și crede într-un viitor frumos al lui. La mulți ani, Petru, la mulți ani, la 29 de ani! Astăzi este ziua ta de naștere. Da. Și avem un mesaj de felicitare din partea unei prietene. Eu am să zic mesajul, dar tu înăuntru tău o să ghicești cine este ea. Ne-am cunoscut 3 ani în urmă, pe internet. Nu credeam că acest salut, și care nu-l mai țin minte din partea cui a venit, se va transforma într-o prietenie adevărată. Am ieșit la o cafea după Crăciun, era după sărbători. Și din prima am înțeles că ești sufletul meu geamă. M-ai sfătuit, așa cum și eu încerc de fiecare dată să te sfătui în cele mai complicate momente ale vieții tale și ale mele. Ne susținem și știm practic tot ce ține de viața noastră. Chiar și atunci când ești departe, ținem legătura la telefon. Și știu când îți este greu, la fel cum și tu știi când îmi este greu. Vreau să-ți mulțumesc pentru prietenia ta sinceră. Vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că atunci, în perioada cea mai rea din viața mea, tu ai fost aproape și m-ai susținut. Mi-ai dat o mână caldă, m-ai mângâiat pe umăr și mi-ai zis, totul o să treacă. Știu că ești în casă părintească, vrei să-ți faci un viitor. Și știu că-ți vrei o jumătate. Abia aștept să fac cunoștință cu jumătatea asta. Să văd cine va fi demnă de un bărbat adevărat, așa cum te-am cunoscut. Astăzi vin să spun la mulți ani, la cei 29 de ani ai tăi, din partea prietenei tale, M.C. Ți-ai dat seama? Șampania este pentru tine. Am încercat să improvizăm niște balonașe aici și ai un cadou pe care eu sper chiar acum să-l deschizi în fața mea. You dare to? Why? Oh, why can't I? Trouble melts like lemon drops high above the chimney.
many top that to wear. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Blue Mi-e frumos în suflet și mulțumim că mai ești alături. Când am început a face aceste surprize niciodată, nu mi-am putut imagina până unde o să ajungem noi cu ele. A vedea un bărbat care tremură și abia se ține de a nu plânge. Tremură la mâini și la buze, în momentul în care a înțeles din partea cui vine mesajul. Asta este o relație adevărată dintre doi oameni care se respectă, doi oameni care prietenesc frumos. Să aveți doar prieteni adevărați, să aveți oameni minunați alături de voi. La mulți ani, Petru!